Tati, te salut, te pup, mi-e dor de tine. Te-ai dus tocmai în îndepărtata Scoție și ne-ai lăsat aici singurei. Uite, mă mănâncă și pulicii de când ai plecat. Mă mănâncă toate alea. Și trebuie să-ți spun că astăzi am avut o întâlnire cel puțin ciudată, căreia nu-i găsim rezolvarea nici eu, nici mami. Fii atent, ne plimbam prin fața blocului. La un moment dat, un domn, unchiul fetiței care e cu David în clasă, eu nu vreau să-i dau numele, a întins mâna spre mine și a spus: mami, eu am convingerea că o să mă muște câinele ăsta. Și dacă mă mușcă, n-am ce să fac decât să vă iau vreo 3 luni pe la mine pe acasă să mă vindecați. Tu stai seama, tati, ce mă fac eu dacă mami pleacă 3 luni la nenea ăsta de la scara vecină?